amintea lui Horia Tecău, terorizată și șantajată. Filmări compromițătoare cu bomba sexy și actualul amorez, iubitul ei, fotbalist celebru în toată lumea, urmărit și amenințat. Poliția a intrat pe fir, dosarul complet îl aflăm de la Daniela Miranu. Daniela, bună ziua! Bun găsit, Laura. Într-adevăr, vin cu informații halucinante despre Natalia, fosta iubită a lui Horia Tecău și actualul său iubit, un cunoscut fotbalist retras din activitate, acesta jucând la o echipă mare și anume PSG. Ei bine, cei doi sunt implicați într-un mega scandal pentru că sunt șantajați cu imagini și videoclipuri în care apar în momente de intimitate. Totul se pare că a pornit la începutul pandemiei, în momentul în care cei doi s-au retras pe o insulă. Atunci, fostul fotbalist și iubita sa au început să fie contactați de către două conturi de Instagram. Cei din spatele acestor conturi au spus că au filmări, imagini, dar și conversații intime între cei doi, iar mai mult decât atât, pentru a nu le face publice, pentru a nu le da presei, au cerut câte $5,000 pentru fiecare dintre acestea. Fostul fotbalist, bineînțeles, a depus plângeri, iar în acest moment procurorii investighează un caz de criminalitate cibernetică. Dar mă vă invit acum să ascultați și ce a declarat Horia Tecău despre fosta sa iubită. Ce a avut ea fantastic? Este un om frumos, ne-am cunoscut, avem multe lucruri în comun și am ieșit împreună și am trăit o poveste frumoasă împreună și am rămas prieteni. Fiecare dintre noi își desfășoară activitatea într-o altă parte a lumii. Fiecare are cariera lui și nu reușeam să ne vedem suficient de des. Și când nu reușești asta, te deconectezi la un moment dat pentru că ai nevoie de timpul petrecut împreună. Robert, ingredientele sunt așa, un model extrem de cunoscut, un fotbalist extrem de cunoscut, șantajați. Păi, vezi tu, Laura, când te expui așa mult, apar foarte mulți oameni care îți vor rău. Sunt nenumărate cazurile în care tot felul de hackeri din aceștia încearcă să obțină bani de la persoane publice, având filmări compromițătoare sau așa mai departe. Situația, eu o văd destul de simplă. Bine, nu trebuie să le plătești banii. Nu, ideea e că e o infracțiune și da, foarte bine a procedat fotbalistul cerând ajutorul autorităților. Așa trebuie să faci, cum ai spus și tu. Nu trebuie să plătești acești bani, dar foarte multe persoane se sperie. Da, te sperii pentru că îți afectează imaginea, în primul rând, că ai o imagine. Ambii sunt foarte cunoscuți, el, un fotbalist, nu mai nevoie de nicio prezentare și am înțeles că este foarte cunoscută, un fotomodel. Ce ar mai fi de spus? Faptul că ne întoarcem către povestea cu Horia, pentru că a fost singura fată, singura iubită cu care Horia Tecău chiar s-a afișat mult. Corect, ajungem și acolo imediat. Stai să nu ne grăbim. Până la Horia, situația e extrem de gravă în momentul de față. Nu e așa de gravă. Când doi oameni sunt împreună și fac amor, e ceva foarte normal. Nu e normal să vadă toată lumea treaba aceasta. Nu e normal să fii șantajat. Și nu e normal din să fii șantajat. De vedere, dar aici nota bene și mare, mare, mare atenție domnișoarelor care enamorate de tot felul de domn. E un pic pe lângă subiect, dar cred că e important de spus. Trimit poze compromițătoare, după care devin șantajate. Asta pentru domnișoarele care intră în plasa celor domni care spun, dar nu vrei să-mi arăți un pic burtica? Nu vrei să... Și după care se plâng că, aoleu, ce se întâmplă. Acum, mare atenție celor care cred că sunt în intimitate și nu-i vede nimeni și nu știu că există drone care văd totul și filmează extrem de bine. Deci, cu cât ești o persoană mai publică, foarte multă lume se uită la tine și trebuie să ții măsuri de precauție. Exact. Deci trebuie să ții măsuri de precauție și nu există măsuri de precauție, trebuie să fim extrem de sinceri. Dacă cineva vrea să te prindă într-un moment compromițător, te va prinde. Pentru că există acești hacker de sisteme IT, există drone, există orice. Deci dacă cineva vrea să-ți facă un rău, ți-l face. De aceea tu trebuie să-ți iei măsuri extra și să nu te expui aiurea așa că ești tu pe insulă și crezi că nu te vede nimeni. Ei, apropo de expunerea Diana și de ipostaze, nu întâmplător l-am oprit pe Robert pentru că am anticipat oarecum ce voia să spună. Voia să vorbești, nu-i așa, despre motivul despărțirii.
lui Horia Tecău. Sunt două motive. Dar unul dintre ele se leagă oarecum. Da, păi Horia Tecău știm, nu s-a afișat, are viața retrasă de obicei când nu știm. E discret. Dar cu ea chiar s-a afișat. Și ei... A fost și în România. Da. Lui, practic, nu-i convenea faptul că ea se expune așa mult și are foarte multe poze... În ipostaze, senzuale, sexy și așa mai departe. Lui nu i-ar fi convenit treaba asta. Și... Se leagă? Se leagă, se leagă, cum să nu? Deci a fost practic... Știi cum e? Se spune că atragi ceva asupra ta. Adică dacă tu ești foarte senzuală, evident că senzualitatea tu o pui pe online. Adică faci un fel de trafic cu senzualitatea ta. E... Ca să fie ceva peste senzualitatea ta șantajabil, apoi cineva trebuie să caute ceva șantajabil și găsește foarte simplu. Eu s-ar putea să-i și fi urmărit pe ei, tocmai ca să poată să excrocheze. Pentru că erau niște victime sigure. Bine, trebuie să facem diferența între locul ei de muncă și faptul că pozează în anumite ipostaze din punct de vedere profesional. Sigur, eu nu cred că asta l-a deranjat pe Horia. Pe Horia s-ar putea să-l fi deranjat, pentru că, vezi tu, noi nu suntem obișnuiți, sau, mă rog, nu suntem educați să fim obișnuiți ca noi suntem femei. Bărbații în România nu sunt, dar Robert nu este educat în România. Să poată să țină o relație cu o femeie care, de pildă, este model de costume de baie. Și cumva... Na, te deranjează că pe lângă poza iubitei mai sunt o târlă de comentarii și mesaje. Când ai invitat-o la o cafea, uite, știai că pozează. Am să-ți răspund cu, o frază pe care și bărbații o fac așa cum o fac femeile când spun: dar mie n-o să mi se întâmple. Exact că ți se întâmplă. Exact. Erau extrem de frumoși împreună și subliniat foarte bine Robert. E una dintre puținele femei cu care Horia Tecău s-a afișat. Noi chiar ne gândeam la mai mult deja. Da. Uite că nu a fost să fie bine, să fie și distanța, că a spus el. Corect. Și distanța a fost un impediment. Dar, într-un final, nu a fost să fie. Mergem mai